Comisia care a analizat documentația depusă la licitație a acceptat oferta firmei bucureștene Adrem Invest, singura de altfel care s-a arătat interesată de această investiție. În aproximativ 2 săptămâni se va semna contractul, iar în aproximativ 2 ani Suceava va avea o nouă centrală electrotermică. Investitorul a ofertat cu un preț de 116 lei fără TVA pe gigacalorie. A fost declarată ofertă câștigătoare pentru un preț de 116 lei RON fără TVA. A gigacalorii la gardul centralei. Eu zic că prețul la gardul centralei este unul bun și măsura în care, așa cum se știe, noi lucrăm în continuare, chiar și în acest moment, avem 2 puncte termice în modernizare, vom reuși și noi să finalizăm pe partea de domeniu public, reabilitarea rețelelor de transport, distribuție, modernizarea punctelor termice, acest lucru însemnând că pierderile în rețea vor fi foarte mici la nivel standard. Eu estimez că vom putea obține o gigacalorie la un preț de 40-45 de euro, un preț suportabil pentru populație. De fapt, este prețul pe care populația îl plătește astăzi, în ideea de a nu mai da subvenții de la Consiliul Local. Aceste subvenții de la Consiliul Local sunt bani indirect sau de la populație, sume pe care primăria nu poate să le mai suporte. Noua centrală electrotermică va fi construită de investitor pe un teren pus la dispoziție de primărie și cu utilități asigurate de actuala societate de termoficare. Investiția privată s-ar putea să ajungă și la 50 de milioane de euro. Urmează să vedem anul viitor cum va funcționa termica. Este clar că încă pentru cel puțin o iarnă vom funcționa cu capacitățile existente, fie cu centrala mare, fie cu cafurile care sunt la Ambro. Noua centrală va fi una de înaltă eficiență, care va funcționa pe huilă și biomasă, dimensionată la nevoile Sucevei, nu atât de mare cum este cea actuală, care poate acoperi de 4 ori cât se consumă acum în Suceava.